Astăzi trebuie să dezbatem actele normative necesare pentru pregătirea anului școlar, pe care le-a prezentat doamna vicepremier. Suntem în regulă cu actele normative? Da, astăzi practic putem avea decizia finală pe cele trei acte normative, un proiect de lege privind deblocarea posturilor pentru personalul didactic și nedidactic și de asemenea stabilirea instituției care decide suspendarea cursurilor în caz de extinderea epidemiei, ordonanța de la Ministerul Fondurilor Europene referitoare la decontarea achizițiilor făcute de către autoritățile locale pentru tablete, echipamente de protecție și containere sanitare. La cât s-a stabilit alocarea finală? 175 de milioane, 100 de milioane pentru 500 de mii de tablete, 175 de milioane de euro, da? 100 de milioane de euro pentru 500 de mii de tablete, 50 de milioane pentru echipamentele de protecție sanitară și 25 de milioane pentru containerele sanitare și de suport educațional. Și de asemenea, ordonanța pregătită de Ministerul Muncii privind plata zilelor libere pentru părinții care stau acasă cu copiii până în 12 ani în cazul suspendării cursurilor. Mulțumesc, doamnă vicepremier. Ministerul Muncii. Bună ziua, domnul premier. Ați luat măsurile ca odată cu publicarea monitorului oficial a ordonanței de rectificare să putem să adaptăm ca să putem plăti pensiile mărite? Da, chiar în cursul zilei am fost de două ori în ambele locații în care există aparatura prin care se tipăresc taloanele. A început activitatea de tipărire. Vă asigur că vom lucra aproape non-stop, în sensul în care se va lucra și în weekend și cât este necesar, astfel încât să ne încadrăm în termen și pensiile să ajungă odată cu taloanele la începutul lunii septembrie. Da, să nu există întârzieri, că am înțeles că există rumori așa nu la nivelul unor case de pensii care au transmis către unii pensionari că există de întârziere în plata. Nu sunt justificate, țin lucrurile sub control, vă voi informa dacă apare vreo problemă. Și de asemenea, în septembrie plătim și alocațiile mărite. Desigur. Și pentru alocațiile mărite trebuie să fim pregătiți să facem plățile la termen. Acestea sunt prioritățile noastre în această perioadă. Evident, o să solicit Ministerului Finanțelor, odată cu publicarea monitorului oficial a rectificării, alimentarea imediată a contului pentru plățile datorate pentru măsurile active. 41,5 din salariul brut pentru angajații care au revenit în activitate după șomajul tehnic și măsurile active 2500. Dedicate către niți, către persoanele aflate aproape de pensie și pentru românii care s-au întors din diaspora sunt în căutarea locurilor de muncă. Aici trebuie să fim pregătiți la nivelul... Noi suntem pregătiți, ne lipsesc fondurile pentru a efectua plățile, toate dosarele au fost verificate, suntem deci cu ele la zi. Deci asta e prioritate zero, alimentarea imediată a conturilor, astfel încât să putem să facem plățile către agenții economici care au formulat solicitări. Vă mulțumesc. Ministerul Agriculturii. Ne-am angajat față de fermieri, față de asociațiile de crescători de animale, că susținem măsuri de compensare a pierderilor provocate ca urmare a secetei și pierderilor provocate de criza economică generată de COVID. Aici angajamentul nostru este că adoptăm actele normative până la sfârșitul săptămânii viitoare, astfel încât să putem să începem plățile. Da, domnul prim-ministru, vă mulțumesc în numele fermierilor pentru sprijinul acordat și mulțumesc întregului guvern pentru sumele alocate. Chiar dacă mulți dintre fermieri spun că nu sunt suficiente, noi astăzi, Ministerul Agriculturii, avem rugăminte de a introduce... Lăsați aprecierile subiective. Lista suplimentară pe ordinea de zi a ordonanței de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică și încă trei proiecte de ordonanță de urgență pentru scheme de ajutor pe cadrul temporal al Comisiei în sectorul avicol, în sectorul suin și în sectorul ovin. Adică ca să înțeleg eu, deci pentru crescătorii de albine, da, pentru fermele de creștere a porcilor, pentru fermele de creștere a păsărilor, creșterea bovinelor, nu? Bineînțeles. Și
Totodată... Și a rămas de asemenea și pentru sectorul de ovine, că găsim o formă de sprijin care să înlocuiască măsura aia. Am găsit o formă de sprijin, va fi măsura 21 din surse, din fonduri europene, pentru cadrul temporal comisie pentru a putea merge până la 7.000 de euro per beneficiar, per fermă, și vom include acolo și sectorul ovin și caprin. Chiar astăzi, în cursul zilei de astăzi, am avut o întâlnire cu sectoarele și mâine vom definitiva forma fișei de măsură și, bineînțeles, va fi transmisă până la sfârșitul săptămânii către Comisia Europeană pentru a fi aprobată. Și nu uitați solicitarea către Comisia Europeană ca să putem plăti în avans practic sumele pentru plățile la hectar. Am făcut solicitare în acest sens. Nu s-a aprobat încă niciunui stat membru, întrucât la 30 septembrie, motivat de faptul că în regulament este stipulat faptul că va trebui să mergem pe cursul euro stabilit la 30 septembrie. Încercăm în acest sens să vedem dacă obținem vreo derogare, pentru că există riscul ca anumite sume să fie dezangajate. Domnul secretar de stat, deci noi plătim niște avansuri care reprezintă 85%. Da. Dacă se stabilește un anumit curs de schimb care nu corespunde cu cursul de schimb pe care l-am luat noi în calcul când facem avansurile, se poate face echilibrarea pe plata restului sumei. Da, dar aici trebuie purtate negocieri la nivelul Comisiei Europene. Bine. Pentru că în situația dată este clar că este nevoie să facem aceste plăți la hectar, pentru că foarte mulți fermieri au fost afectați de situația economică, de criza provocată de COVID, au fost afectați și de secetă și de alte fenomene, și au nevoie de banii ăștia pentru înființarea culturilor de toamnă. Prim-ministru, suntem pregătiți, avem sumele necesare să putem face plata avansului începând cu luna septembrie. Dar regulamentul european spune că trebuie, astăzi vorbim de 16 octombrie ca primă plată, primă dată în care putem să demarăm plățile. Dar așteptăm, noi suntem în dialog cu Comisia Europeană, în primă fază ne-a dat un răspuns în sensul care nu este permis momentan să putem să facem plăți. Mulțumesc. Data de 16. Ministerul Fondurilor Europene, ați primit de la toate ministerele propunerile pentru planul de reziliență și recuperare de proiecte care ar putea fi finanțate din sumele alocate în cadrul programului? Domnule prim-ministru, aproape toate contribuțiile. Aproape toate contribuțiile colegilor de la celelalte ministere. De aceea aș fi vrut să vă propun să amânăm proiectul de ordonanță de urgență de pe ordinea de zi astăzi, pentru ca să putem consolida textul cu propunerile pe care le-am primit. Și mai am o solicitare către dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, când vom aproba proiectul de ordonanță de urgență, aș vrea să mai am o minimă siguranță legată de posibilitatea efectivă de finanțare a anumitor tipuri de proiect. În care să răspundem, sigur, răspunsuri nu sunt încă oficiale până nu se adoptă la nivelul Comisiei Europene proiectele de regulament, dar trebuie să știm punctul lor de vedere, astfel încât să includem doar proiecte care au șansă de a fi finanțate, pentru că gândiți-vă, noi punem în mișcare un întreg mecanism de pregătire a proiectelor, alocăm bani pentru pregătirea proiectelor respective și dacă ele nu sunt finanțabile, după aia trebuie să umblăm după alte finanțări. Deci, Noi o să consolidăm toate contribuțiile colegilor noștri și vom consulta comisia înainte de a vă prezenta propunerile. A fost lansat apelul de proiecte pe înființarea de distribuții de gaz, rețele inteligente de gaz? Da, a fost lansat apelul de proiecte pe 17 august. Deci începând cu data de 17 august, apelul este deschis. Administrație locală sau ADI sau parteneriat, da, poate depune proiecte. Pot să depună proiecte pentru a obține finanțare pe distribuție de gaz. Da, domnule prim-ministru. Care e termenul de depunere al proiectelor? Cât l-a stabilit? Apelul a fost lansat pentru, este deschis pentru 4 luni, dar este un apel competitiv și se va evalua la anume intervale. Aici luați în calcul faptul că noi ar trebui să semnăm contractele de finanțare într-un anumit termen. Cât mai rapid, așa este. Cât mai rapid. Eu, deci, practic, faceți evaluare, să spun, din lună în lună. Da. Și dacă se califică proiectele, dacă sunt îndeplinesc condițiile de eligibilitate, practic putem să și semnăm contractele de finanțare, da? Da.
în regulă. Deci oricum, aici funcționează oarecum regula primul venit, primul servit. Nu este un apel competitiv, da? Este un punctaj stabilit acolo pentru evaluarea proiectelor. Se face mai întâi o evaluare evaluare administrativă și apoi tehnico-economică. Deci este apel competitiv. Bine. Ați informat asociațiile primăriilor de comune, de orașe? Am ținut permanent legătura cu dumnealor. Am primit de altfel o mulțime de observații înainte de a avea forma consolidată a ghidului. Dar... Și spuneți-mă un lucru, că m-am întrebat când am avut mai multe întâlniri cu asociațiile ale comunelor. De exemplu, dacă o să existe mai multe proiecte decât suma care am alocat-o de 234 de milioane de euro, există posibilitatea să majorăm alocarea către acest program? Da, există, așa cum am spus, apelul inițial este de circa 200 de milioane de euro. Dacă există un interes deosebit și ne așteptăm să fie un interes deosebit pentru acest apel, putem suplimenta alocarea acestui program respectând ordonanța 40 în 2015 pentru supracontractare la nivelul programului. Bine, mulțumesc. Dacă aveți propuneri de suplimentare a ordinii de zi.